al său har și fața iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adevărat. Dragi copii și dragi oameni, suntem în perioada de după învierea Domnului și până la înălțare, perioada de 40 de zile, când ne amintim despre arătările Domnului Iisus Hristos. Vorbim despre arătările Domnului, de aceea și tema de astăzi va fi despre arătările Domnului. Vom vedea care sunt aceste arătări, așa cum ne arată Biblia, în Scriptură. Vom încerca să înțelegem importanța acestor arătări pentru apostol și apoi pentru întreaga omenire. Și apoi vom trece la o parte practică și vom pleca fiecare cu o învățătură sufletească, o învățătură pentru noi, de la această temă. Pentru aceasta, noi trebuie să ne ducem împreună aminte despre perioada de dinaintea înălțării, de dinaintea învierii Domnului, dar așa poate de scurt. Ce înseamnă vinerea mare pentru noi creștini? Ce este vinerea aceea? Da? Ce s-a întâmplat să știm? Este vinerea care a fost învierii Domnului Iisus. Cristo, da? Deci, vinerea Domnului Iisus Hristos este răstignit pe cruce, pe dealul Golgota, și vine seara, în mare grabă, Domnul Iisus Hristos este pus în mormânt. Vă mai aduceți aminte de ce s-a făcut de pe mare grabă? Atunci, să trecem foarte repede, Iosif din Arimatea, un om bogat, se duce la Pilat și cere Duhul Domnului. Și împreună cu Nicodim, care era un ucenic al Domnului Nascut, un om înțelept și un membru al Sinedriului, un om de vată în Evrei, organizează învățarea Domnului Iisus Hristos și vine Nicodim cu 100 de litri de smirnă și aloe. Iosif din Arimatea avea un mormânt acolo, chiar în dealul Golgota, unde era și o grădină. Și în mare grabă, deci fac mormântarea Domnului Iisus Hristos. Femeile au asistat la această mormântare, femeile nevănăsite, vom vedea de fapt ceea ce se întâmplă cu ele. Trecem iarăși mai departe, deci aceasta a fost bine, sâmbătă. Domnul Iisus Hristos, iar Maria. Da, așa este. Spune Sfântul Apostol Petru că Domnul s-a dus și a vestit celor morți, celor din temniță, a propovăduit. De la Adam și Eva, raiul era închis pentru omenire din cauza păcatelor. Doar Domnul Iisus Hristos este acela care prin moartea sa pe cruce deschide porțile raiului. Și acum Domnul, fiind cu trupul în mormânt, cu sufletul se duce în iad, iadul se luminează, foarte frumos sunt întâlnite bisericești care reprezintă acest moment, iadul se luminează, toate sufletele vin și ascultă de Domnul Iisus Hristos. Dar voi credeți că toți morți s-au mântuit? Da? O parte din ei. Dumnezeu nu vine și care era în pământ, că se spune frate și era cel din dunia. Da? Oare ce nu s-a pământuit? Da? Hai, da, hai. Cine a crezut în Domnul Iisus? Dar ce n-au crezut toți? Pentru că n-au avut cine să creadă. Da? Oamenii noi au rămas în continuare lui. Așa, trecem mai departe. Duminică, zi de dimineață, suntem în ziua Domnul Iisus
Hristos în viață și trece prin limpede de viață de nesimțire. Soldații care erau la mormânt, păzind un mormânt gol. Fără că este, dar seara acolo, de fapt, este un mormânt gol. Fac o mică paranteză. Veți vedea în iconografie, la unele icoane, cum că un înger răsară în piatra și dintr-o dată țâșnește Domnul Iisus Hristos. Să știți că oarecum este greșită iconografia, dar din ce cauză? Parcă ar sta un Domn, un Iisus Hristos, pentru din jos să dea piatra la parte. Adevărul este că, în momentul în care vin femei la mormânt, ele se gândeau, oare cine le va da piatra la o parte? Își făceau probleme. Dintr-o dată, se face un cutremur, un înger vine ca un fulger, răsfarmă piatra și zice către femei, soldații dacă fac la pământ și se adresează femeilor, de ce căutați pe cel viu printre cei morți? Că nu este aici, a înviat, aduceți-l aminte cum a spus, duceți-vă și spuneți ucenicilor că îl veți vedea în Galileea. Așa și femeile, de ce se rugau ele în ele rostite? Din ascultătoare de mir. Bravo, Amia. Deci, de ascultătoare de mir. Ele au fost nemulțumite, v-am spus atunci când am fost de stănirea Domnului, erau nemulțumite că s-au ocupat de bărbați de mormântare. Eu voi vorba cu lucruri de mormântare. Bă, noi bărbați sunt mai nepricepuți, dar femeile sunt organizate. Și când ele au văzut că doi bărbați ocupat de mormântare, n-au fost nemulțumite. Că erau ele să ungă, să facă toate ritualurile evreiești și de aceea ele promisițe voiau să facă lucrul acesta. Și acum, de mai departe, așa, încă o dată, sunt 11 învieri despre care vorbește Biblia. Vom încerca să trecem mai repede prin ele, vom insista doar la vreo câteva, și aș vrea chiar să rețineți, pentru că este foarte simplu de reținut. În primul rând, este vorba de niște arătări ale Domnului din ziua învierii până la 5. O să vedeți și ușor din vedeți. După care urmează a 6-a arătare, apoi ucenicii pleacă din Ierusalim în Galileea, deci din Iudeea în Galileea, în zona lor, că toți erau Galileea, ucenicii Domnului, și continuă celelalte arătări, în afară de ultima dintre arătări, care va fi în momentul înălțării. E foarte ușor și cred că cu toții vom reține aceste arătări ale Mântuitorului. Aș vrea, în final, să facem o aplicare a celor învățate, să vedeți ce importanță a avut arătările acestea asupra ucenicilor și ce legătură sufletească putem să facem cu noi, cu viața noastră. În primul rând, spune Biblia așa, Sfânta Scriptură spune că întâi Domnul după înviere s-a arătat Mariei Magdalene. Cred că este un episod foarte frumos și aș vrea ca cineva să citească din Biblie acest haide. Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând și pe când plângea s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri înveșnite albe șezând unul către cap și altul către picioare unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis, că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis, Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-au pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis, Maria, întorcându-se aceea, i-a zis evreiești, Rabuni, adică învățător. Iisus i-a zis, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Mergi la frații mei și îi le spune, mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru și la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena, vestind ucenicilor, că a văzut pe Domnul și acestea i-a spus ei. Gata. Mulțumim, Elena. Acesta este textul biblic, cel mai clar, unde se vorbește despre arătarea Domnului
din dimineața învierii către Maria Magdalena. Oare ce se întâmplase? M-a zis că pe care mi-a lăsit, s-a dus la un om și a văzut un om gol, și un înger care l-a deschis în omului gol. Dar pe care nu mai văzut. S-a dus, au vorbit cu ucenicii, se spune că ucenicii s-au dus, au văzut toți dintre ucenicii, au văzut că e omului gol, dar nu l-a văzut pe Domnul. Totuși, am vrea doi. Și mai bun, Magdalena se duce și plânge acolo, la mormânt. Dezvedea că primele două arătări au loc în grădina vieții mari, în grădina mormântului, în grădina mormântului, unde era și mormântul. Și plângea Maria. Vedeți, în inima ei era și îndoială. Dar dacă Domnul nu a înviat? Dar cine sunt foarte importante aceste arătări? Pentru că și ucenicii au fost șovăi elenici. Și ei au crezut greu, până s-au lămurit atât cu mult timp. Maria Magdalena iubea foarte mult pe Domnul. Ei, din ea, ieșise șapte diaconi. Ea fusese foarte păcătoasă. Acum Domnul salvase. Era așa de fericită că Domnul îi dăduse pacea sufletului și de acum era și o femeie integră și simțea că nu vor să iei aceasta. Și Maria acum, fără Domnul ei, mergea la Domnul, că nu era Domnul. Și dintr-o dată Domnul în spate, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Nu s-a gândit că este grădinarul și a zis, Doamne, dacă le pus tu, spune-mi unde este și mă duce și-l voi lua. Eu, o femeie, să care un duc, vedeți, s-a foarte greu, să care un bărbat. Dar pentru noi companie, așa de mult ținea la Domnul Iisus Hristos. Și atunci Domnul zice, Marie, și a cunoscut dintr-o dată vocea și a zis, rabunii, adică învățătorule. S-a lucrat la picioare, Domnul și urmează acest dialog dintre ea și Domnul, când Domnul îi spune să nu la pingă, că cei că nu s-a suit la tatăl lor și tatăl cu postul lor, la Dumnezeu. Așa, mergem mai departe. Tot în dimineața aceea, celelalte femei au zis că vin și eu după Maria. Tot așa, nu-i dat Domnul. Au văzut doar îngerul care a spus că e mormântul cu Domnul, dar nu era Domnul. Și atunci femeile se duc și spune că Domnul i s-a arătat în acea grădină și Domnul i s-a arătat în acea grădină și ele s-au aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Așa, hai să trecem mai departe. Următoarea arătare, deci primele două arătări sunt în grădina mormântului, lângă mormânt. Mergem mai departe. Următoarea arătare către Simon Petru, către Sfântul Apostol Petru. Vă pun o întrebare. Ce se întâmplase cu Sfântul Petru? De ce a fost nevoie ca Domnul să-i se arate așa? Apostolul Petru se lepădase de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. De trei ori, pe care a fost foarte bine. Și ce s-a întâmplat după aceea? Sfântul Petru a s-a liniștit după ce s-a lepădat? A plâns cu amar. A plâns cu amar. Deci el așa de îndurerat era de fața lui. Și Domnul Iisus Hristos îi se arată și spune, nu mai plânge pe care. Probabil a fost toate zilele acelea. Cum mai el se repede? Eu care a zis, Doamne, nu era moarte pentru tine. Și tu mai el se repede, că l-ați chiar dacă se neapără tot, că pe tine nu mă nevoie. Și el s-a scădat. Să dați seama că el a plâns mult pentru lucrurile și Domnul îi se arată. Este foarte scurt versetul din Biblie, sau versetele din Biblie, sunt în două părți, la Luca și la Corinteni, 1 Corinteni 15 cu 5, unde se spune doar că îi s-a arătat lui Petru. Tot în Duminica Învierii, de mai departe, Domnul Iisus Hristos se arată la doi ucenici care mergeau spre Emaus. Se spune că ar fi fost Luca și Cleopa. Acei doi ucenici mergeau spre Emaus, călătoreau, Domnul se apropie de ei, ei nu-L cunosc pe Domnul. Și Domnul îi întreabă de ce sunteți triste, vorbiți între voi, că zice, tu nu știți să nu-ți la mine, să nu ce să nu-ți la mine. Este Iisus vorbea, care nu-L vedea de plouă puternic și ai nu știu l-au văzut nimic. Și zice, nu am să mă și niște femei din ale noastre care s-au dus și au spus că au fost arătate de îngeri, dar pe el nu l-au văzut. Și atunci Domnul îi ceartă puțin că nu crezi Scripturile și se apucă de la porunc și tălmăcește toate Scripturile unde se vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Iar inima ea
așa spune Scriptura. Se apropiau de locul unde voiau să rămână și Domnul se făcea că merge mai departe și au zis, haide, rămân cu noi, că este spre seară. Și Domnul a rămas cu ei, iar, fiți atenți, foarte important, la frângerea câinii, adică când i-am părtășit, și asta mai numeam părtășania, frângerea câinii, ei l-au recunoscut pe Domnul. Și atunci Domnul s-a făcut nevăzut. N-a mai rămas acolo. Au fugit de la apostoli în Ierusalim, din Emaus, să le spună despre arătarea Domnului și au găsit, i-au găsit pe ucenici adunat, spunând că, într-adevăr, Domnul a înviat și că s-a arătat și lui Petru. În momentul acesta, de mai departe, aceasta este textul încă o dată mai greu, așa, în momentul acesta se făcuse deja seară, ucenicii erau cu toții adunați, probabil erau în foișorul unde au avut loc cina așa de taină și erau adunați acolo de frica iudeilor, se dau ușa încuiată și Domnul dintr-o dată li se arată ucenicilor trecând prin ușile încuiate. Aș vrea să citim și aceasta, haideți și după mine. Și fiind seară, în ziua aceea, în întâia săptămânii, duminică, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși, pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl meu, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi. Da, să spune Ștefania. Deci, vedeți că Domnul se arată ucenicilor, aceasta este de la Ioan. Celelalte texte ne arată chiar că ucenicii s-au speriat, au crezut că e o nălucă și Domnul s-a dus și a zis, uitați, eu sunt, pipăiți-mă. De ce vă speriați? Duhul nu are carne și lasă trebuie cum o vedeți, pipăiți-mă. Și pentru că încă erau neîncrezători, Domnul a mâncat în fața lor o bucată de pește fric și o șoagură de miere. Și ucenicii s-au lămurit că este Domnul. După aceea, foarte surprinzătoare sunt arătările acestea ale Domnului. Domnul apare și dispare. După aceea, Domnul i-a arătat față vouă și a plecat. Vreau să spun harta Palestinei, dar harta de la școală. Dar vă aduceți aminte că vă spuneam eu, că țara Israelilor avea trei provincii, partea de sud Galileea, partea din centru Samaria și partea de jos Iudeea. Toți ucenicii Domnului erau din Galileea. Ce să mai facă ei în Ierusalim? Au stat atât, dar trebuie să ducă la casele lor. Nu mai aveau de ce să dea acolo. Mai ales că Domnul le spusese că se vor vedea în Galileea. Și vedeți că au stat în ziua mirei și încă o săptămână, după care ucenicii se duc în Galileea. Și următoarea arătare, de mai departe, spune așa, nu vreau să trecem mai repede, erau 7 ucenici care s-au hotărât să pescuiască. Au pescuit în noaptea, de la un prins dimineața, iar în dimineața, l-au văzut pe Domnul la țări, care li s-a adresat, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Nu avem. Aruncați mereașa de dreapta acolo, fie și o veți afla. Au aruncat-o și au umplut-o de pești mari, 153 spune, de nu mai puteam scoate. Și au tras-o după corabie. Atunci, zice Ioan către Petru, Sfântul Ioan, Domnul este. Auzim că zic că este Domnul. Uitați-l aici. Ce s-a încins, că era dezbrăcat. Și s-a aruncat de nou, că n-a mai avut răbdare să mai ajungă corabia la țări. Și acolo a văzut jar și pește pus deasupra și Domnul le zice, aduceți-mi pește pe care l-ați prins. Apoi Domnul are un dialog cu Petru despre, să zicem așa, știți că Sfântul Petru s-a revelat de trei ori. Da? Și acum Domnul de trei ori vrea confirmarea din gura lui Petru că într-adevăr Petru îl iubește. Zice, Simone, fiul meu, iubești tu pe mine? Da, Doamne, de trei ori îl întreabă Domnul Iisus Hristos, este ca o reconfirmare a Sfântului Petru printre ceilalți apostoli. Vedeți cum Domnul este pe mar, ucenicii Domnului în corabie și Sfântul Petru aruncându-se în apă să ajungă mai repede la Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe. Acesta este textul. Mergem mai departe, că e un textul și încă o dată. Așa. Și acum,
Următoarea arătare a Domnului este tot în Galileea, că spuneam că următoarele arătări sunt în Galileea, exceptând pe ultima, când va fi la Ierusalim, lângă Ierusalim, în ziua Înălțării. Acesta este muntele fericirilor, muntele Tabernelor, și se pare, spun comentatorii, că această arătare a Domnului către apostoli a fost pe muntele Tabor. Acesta este textul, spune că ucenicii au mers în Galileea și acolo l-au văzut pe Domnul, după cum le spusese mai dinainte. Mergem mai departe. Este vorba despre arătarea Domnului din ziua Înălțării. Dar, vă rog frumos, mergeți să vorbim, în ultima dată despre ea, mai dă înainte puțin, încă o dată. Așa. Nu. Aici. Rămânem în Galileea. Vorbim ultima dată despre acea arătare. De ce au fost grupate 9 și apoi încă 2? Pentru că cele 9 arătări despre care au fost grupate la început, despre ele vorbesc Evangheliile. Dar sunt încă 2 arătări despre care nu vorbesc Evangheliile și vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni. Acestea 2 despre care vom spune acum. Deci, Domnul se arată la mai mult de 500 de frați deodată, probabil tot în Galileea, spune 1 Corinteni 15:7, și zice în continuare Sfântul Apostol Pavel, dintre care mulți mai trăiesc încă și acum. Deci, vedeți, Domnul s-a arătat unei mari mulțimi de oameni ca să creadă cu adevărat, toți erau însă ucenici ai Lui, să creadă cu adevărat că El este Fiul. Și încă o arătare, pe mai departe, arătarea către Iacob, fratele, sau ruga Domnului. După aceea s-a arătat lui Iacob, spune Sfântul Apostol Pavel, care vorbise în Ierusalim cu Iacob. Dacă voi vă aduceți aminte din Biblie, la un moment dat spune că frații, în ghilimele lui Iisus, nu credeau nici el în Iisus. Și-au venit să-l ia acasă zicând că și-a ieșit din minți. Dar ușor, ușor ei încep să creadă. Și acum Domnul, având nevoie de Iacob, care era un om deosebit, Domnul îi se arată lui Iacob și îi spune acestuia, probabil, că are nevoie de el în Ierusalim. Să știți că Iacob va fi conducătorul bisericii din Ierusalim. Va fi un om foarte important. Dacă veți fi și voi mai mari și deși fiind în Faptele Apostolilor și veți vedea să înțelegeți mai profund totul, veți vedea ce implicare a avut Sfântul Iacob în biserica de la Ierusalim. Dar ne oprim aici, deci reținem că Iacob a fost fratele Domnului, mă lăbunesc imediat, m-am mai spus așa, dar să nu fie o confuzie, și Iacob vrea să, Domnul vrea să încredințeze și pe Iacob de învierea sa, și de aceea îi se arată într-un mod personal și probabil îi solicită să meargă la Ierusalim și să conducă biserica din Ierusalim. Acesta este Iacob, este îmbrăcat ca episcop, pentru că el a fost episcop al Ierusalimului. Așa, și acum vrem să ne întoarcem în urmă, înainte, să ne întoarcem înapoi, pardon, încă o dată, și încă o dată, asta. Este vorba despre ultima arătare de a Domnului Iisus Hristos în ziua Înălțării, adică în a 40-a zi de la Înviere. Și pentru aceasta aș vrea să citim textul de la Faptele Apostolilor. Haideți, Sorina. E scurt. Sărăna ca și împărtășat de tine fiul, după patima sa, prin multe semne doveditoare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind despre cele împărăția lui Dumnezeu. Și cu ei petrecând, a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care a zis, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu după mult, după aceste zile. Iar ei, adunându-se, îl întrebau, zicând, Doamne, oare în acest timp pe așezat la loc împărăția lui Israel? El a zis către ei, nu, este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în
stăpânirea sa. Și veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și învestim altora în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și pe lângă marginea pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat un nor, le-a luat de la ochii lor. Da, bine, mulțumim, Sorina. Deci acesta este textul. Mai sunt și la Luca și la Marcu, mai sunt încă două texte care ne vorbesc despre arătarea Domnului de la sfârșit, din ziua înălțării Domnului. Am văzut, Domnul este pe muntele Eleonului, deasupra de lumii Ghetsimanii, și acolo Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici, vorbește ultimele cuvinte, după care Domnul se înalță și ei privesc așa cum Domnul se înălța și un nor a trecut, și după nomul acela nu mai era Domnul Iisus Hristos. Așa. Vom mai vorbi și despre înălțarea Domnului și despre Rusalii, dar în altă lecție ne oprim aici. Acestea sunt arătările Domnului Iisus Hristos. Vreau să facem acum, înainte de a trece la o aplicare, vreau să facem o mică recapitulare. Am zis că la sfârșitul lecției din ar fi să le știm toți, care sunt aceste 11 arătări ale Domnului Iisus Hristos. Deci, în ziua învierii au loc câte arătări? 5 arătări. Haideți să vedem, care ar fi ele? Deci, pe Premaria Magdalena, haideți să mai explicați așa. Femeile mironosite, deci asta a fost în grădina Golgotei, da? Deci, asta a fost către Maria Magdalena prima și către femeile mironosite care au venit și după Maria Magdalena în grădină. După aceea, Simon Petru, care m-a spus că plângea foarte mult și Domnul vrea să-i se arată într-un mod personal, merge mai departe către doi ucenici care călătoreau în drum spre Emaus și seara tuturor în apă de separare de Domnul. Foarte bine. După o săptămână, tot în Ierusalim fiind, Domnul se arată iarăși ucenicilor, fiind de fapt Domnul. Bun. Mergem mai departe, v-am spus că ucenicii au plecat din Iudeia în Galileea, unde urmează alte câteva arătări. Ia să vedem. Când pescuiau, când pescuiau, da? Erau 7 ucenici și Domnul se arată de Marta. Da? Mergem mai departe, următoarea arătare. Până acolo, mai era una, pe muntele acela? Muntele Tabor. Unde Domnul se schimba de la față, cu ceva timp înainte, acum Domnul se arată apostolilor, așa ne spune Scripturile. Apoi, Domnul se mai arată la 500 de trată dată, se mai arată și fratele lui. Ia, bun, am uitat să vă rămânesc atunci. Ce este Priacos? Mai multe păreri? Era o lucră, da? Voi mai știți lucrul acesta. Cea mai fiabilă dintre toate explicațiile pe care am avut eu, este că Dioschim, tatăl adoptiv al Domnului Iisus Hristos, mai a avut un frate, Cleopa. Și Cleopa era căsătorit cu anume Maria, Maria lui Cleopa, care Maria aceasta era cunată numai pe Domnul, nu? Iosif fiind frate cu Cleopa, Maria era cunată cu Maria. Chiar se spune în Biblie că era Maria și sora ei, sora era Maica Domnului și sora mamei Domnului, Maria lui Cleopa. Ori niciodată nu se pun la profice Maria și Maria, același nume. Deci, această soră a mamei Domnului era Maria lui Cleopa. Și aceasta Maria lui Cleopa avea, se pare că 4 băieți și 2 fete, avea mai mulți copii. Aceștia erau verișorii Domnului Iisus Hristos și ei se numeau frații Domnului pentru că la evrei nu există denumit pentru vă, pentru unii, pentru toate. Așa cum se numesc frații. Așa cum fac o paranteză. Vreau să vedem pe parte. Mă bucur că ați înțeles aceste arătări de Domnului, mă vezi încă o dată. Concluzii. Deci că e foarte important că Domnul nu s-a arătat o zi. Putea Domnul în ziua învierii s-a arătat deja de 5 ori. S-a arătat și s-a învățat, nu? Se putea și așa? Se putea, nu? Dar Domnul continuă să se arată. De ce? Pentru că ucenicii vor trece prin mare primejdie. În afară de Sfântul Ioan,
ceilalți apostoli au fost martirizați. Ori, ei trebuia să fie foarte puternic încredințați că Domnul e viu, că Domnul e cu adevărat înviat. Că a trecut prin niște necazuri mari, s-a fi gândit, dar dacă nu s-a părut, dacă a fost așa, din durerea asta prea mare, nu s-a părut la toți. Și totul e viu și mor. Și noi murim acum pentru Domnul, ziua pe care noi o credem. De aceea Domnul continuă să se arate timp de 40 de ani, să încredințeze, să încredințeze că El este cu adevărat viu. Și încă ceva. Eu mă gândeam la bucuria aceasta a apostolilor, mai ales în ziua închiderii, când Domnul s-a arătat cu amunia, baltuia. Știți ce făceau ucenicii când se întâlneau între ei? Ziceau, ei nu se mai salutau cu pacea Domnului sau cu alte... Ei se salutau cu Hristos a înviat. Și ceilalți spuneau, da, știm, i s-a arătat și lui Petru. Adevărat a înviat. Și uitați că salutul acesta de Hristos a înviat, adevărat a înviat, ne-a fost până astăzi și el zice și noi pe parcursul celor 40 de zile, da? Deci ei erau foarte bucuroși, foarte fericiți, că Domnul este viu. Și când se întâlneau, așa ziceau, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Uitați-vă puțin așa, vă rog, la a treia revoluție. Știți că aceste 11 arătări despre care am vorbit noi sunt prezentate în Sfânta Scriptură. Dar, cu siguranță că Domnul s-a arătat și altor persoane. Mulți teologi sunt de părere că Domnul prima și prima dată s-a arătat cu Mamei Lui. Ceea care era cea mai îndurerată, ea trebuia să afle prima că Domnul Iisus Hristos a înviat. Și mai este ceva, dacă nu mi-ar fi spus Sfântul Apostol Pavel într-o epistolă către Corinteni că au mai fost încă două arătări, noi nu știam de el. Și ziceam, astăzi vorbeam noi despre nouă arătări. Nu mai vorbeam despre 11 arătări. Deci, cu siguranță că au fost și alte arătări pe care Domnul le-a avut către ucenicii săi. Ca să fie mai pe devin încredințat de învierea sa, să se bucure de aceasta și să se hotărască să fie cu adevărat niște creștini autentici care să-i ducă mesajul Domnului mai departe. Vreau să mergem mai departe. Suntem la finalități. Am vorbit despre arătările Domnului, dar am putea să spunem, să ziceți voi, Părinte, dar ne spuneți despre un fapt istoric. Noi credem. Și acum noi am învățat, știm, dar există și vreo învățătură pentru sufletele noastre? Sigur că există. Și una foarte importantă. Sfântul Apostol Pavel, vorbește la un moment dat că Domnul i s-a fie arătat și lui, deși Domnul s-a arătat la cer. Și este adevărat. Dacă știți în faptele apostolilor, veți vedea cum călătorim spre Damas, era un prigonitor al creștinilor, dintr-o dată Domnul se arată ca un soare luminos, cade Sfântul Petru, Pavel, la pământ și Domnul i-a adresat pe un nume, Saul și Pavel. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Dar cine ești? Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Greu să dai cu piciorul într-un țepuș. Și ce trebuie să faci? Du-te la Damas și ți se va spune ce să faci. El a rămas sol, s-a dus la Damas, dus de altcineva de mână, a stat 3 zile în cunșe de plăcine și l-a trimis Domnul Iisus Hristos pe preotul Anania să-l boteze și în momentul botezului s-a vindecat. Deci să știți că și noi, ca o concluzie, trebuie să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Deși acum Domnul este înălțat. Dar noi trebuie să ne arate și nouă Domnul Iisus Hristos. Și Domnul, să știți, să ne arată. Și pentru cei credincioși, Domnul Iisus Hristos se arată foarte limpede, foarte puternic. Și eu am pus aici câteva puncte unde noi îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos. La Sfânta Liturghie, noi ce facem la Sfânta Liturghie? Ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos. Ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos? Da, ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. E toată bine ce am vrea să noi să o alungăm ca să ne întâlnim cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos. Că Domnul stă așa de 100% de toate. Dacă noi suntem cu gândul în altă parte, suntem cu alte probleme, nu mai se întâlnește Domnul cu noi, dar noi suntem atenți la El. Domnul vrea să nu suntem în dialog. Și are loc
un dialog sufletesc între noi și Domnul nostru. Mergem mai departe. În rugăciune. Aici? Aici? Rugăciunea și citirea Sfintei Scripturi. Prin rugăciune, noi vorbim cu Dumnezeu, prin citirea Bibliei și a altor cărți sfinte, Dumnezeu ne vorbește nouă. Da? Atunci avem întâlniri, noi comunicăm cu Domnul, putem un dialog. Noi vorbim cu Domnul și zicem, Doamne, facem atâta nevoie și vrem și te rugăm frumos. Și apoi când citim și vedem acolo zisa Domnului, tare, 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 sunt învățăturile pe care Domnul ne-a zis. Trebuie să ne punem în sufletele noastre, că sunt și pentru noi. Nu a zis Domnul doar pentru atunci, ci l-a zis pentru toată omenirea. Deci, noi ne mai întâlnim cu Domnul Iisus Hristos și în rugăciunea și citirea Sfintei Scripturi. Și apoi, mai zice Domnul Iisus Hristos că dacă noi suntem milostivi și noi dăm mâna care sunt nevrăjiți, noi deja Domnul îi dăm. Și atunci când noi vedem un sărac și ne emită de el și i-am dat ceva, un bănuț sau ceva de mâncare sau o hăinuță, să știți că noi, de fapt, Domnul Iisus Hristos i-am dat. Și nu mai citim acum sau am putea să vorbim, dar nu mai avem timp, despre judecata de la final, înfricoșătoarea judecată, când Domnul chiar spune asta. Când ați făcut așa unora mai mici, mie mi le-ați făcut. Deci noi ne întâlnim pe un sărman, să știți că noi l-am întâlnit pe Domnul care ne cere și noi o să ne ajutăm cu ceva. Și dacă avem, să nu-l opunim, să-l ajutăm. Pentru că atunci noi, de fapt, îi dăm lui Dumnezeu. Și încă un ultim moment în care ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, dar știți că sunt multe. Multe persoane ne întâlnim cu Domnul. Chiar Părintele Sfântul Ioan vorbește despre o cunoaștere a lui Dumnezeu prin împrejurile concrete ale vieții. Omul credincios în tot moment și o pasăre când cântă, să știți că îi se pare că îl laudă pe Dumnezeu. Și când vede ceva, omul se impresionează, se întâlnește cu Dumnezeu, peste tot ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă suntem atenți la acestea. Eu am spus doar așa, am menționat câteva momente când noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar să știți, când noi suntem în cele mai grele și mai dureroase momente, să știți că și strigăm către Domnul, fără să plecăm, că suntem acolo. El care e cunoscătorul suferinței, cum zice Isaia, cum mă duce și cunoscătorul suferinței, să știți că se apropie de sufletele noastre și rămâne de sufletele. Și atunci îl găsim în suferință pe Domnul Iisus Hristos. Așa spune interlocutorul, că Domnul nu a venit în lume să alunge suferința, ci a venit să se identifice cu suferința. Și acolo unde este suferință, este și Domnul Iisus Hristos. Da. Aceasta este lecția de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost convins, că ați fost atent, foarte repede, da? Aș vrea ca voi să înțelegeți lucrurile acestea și vedem cum Domnul ți-a arătat apostolilor. Te-i cerești mai așa, Doamne, arată-te și sufletul tău. Da? Și Domnul ți-a instalat așa, prin multe, prin multe aspecte. Da, vorba de arătarea de după înviere, da? Da. Ce-am vorbit noi acum? Da. E arătarea lui Iisus Hristos și în via. Da. Valentin? Vali? Bine ați vrea să știu că e ziua ala despre arătările Domnului în înviere. Așa. Haideți să facem rugăciunea, că pe urmă se face corpul, așa? Facem rugăciunea, frumos, cu
după care să și ce da? Așa. Te lumea, luminează, te luminează, te lumează, da? Cu tot. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luminează, te luminează, te nouă, Iisus, amin. Că slava Domnului peste tine a răsărit, sală acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te cu învierea celui Sfânt al tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Vreau să cer ce părinte inspector, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea preacurată Maicii Sale și a tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi ca un bun și pe oameni de viitor. Amin. Te rugăm, copii, Yeah.
Să mergem cu toți la urmă. Să vedem pe Domnul Sfânt. La o tabără care va
fost oferit de gratuit și în care ați desfășurat multe activități frumoase, a fost multe ateliere de lucru și cei care ați participat, cred că v-ați întors mai îmbogățiți, sufletește, după această experiență. A fost, de asemenea, și concursul la Lege Școala, concurs de creație literară, plastică și media, concurs la care voi v-ați prezentat foarte frumos și mai întâi la etapa la nivel de protocopiat, unde la secțiunea media ați obținut premiul întâi, fapt care v-a calificat la etapa la nivel de episcopie. Și spre bucuria voastră și la această etapă, de asemenea ați obținut premiul întâi. Filmulețul, acea prezentare pe care voi ați făcut-o parohiei, localității, activității pe care părintele organizează cu voi la parohie, a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat câștigător. Bineînțeles că veți fi și răsplătiți pentru munca voastră, pe lângă tabăra gratuită la care câțiva dintre voi ați participat și o ședință, o sesiune de formare la care a participat părintele, împreună cu alți preoți din protocopia Providența. Pentru etapa la nivel de protocopia la concursului Alege Școala, veți primi ca premiu un obiect care vă va fi de folos, un multiped, o tabletă din aceasta electronică, care are multiple funcții și pe care sunt convins că o veți folosi și la întâlnirile catechetice pentru a prezenta materiale religioase, pentru a asculta muzică religioasă, pentru a căuta informații despre subiecte care vă interesează. Deci, premiul acesta îl veți primi în cadrul unei festivități de premieră organizate la protocopiat. Iar premiul pentru etapa la nivel de episcopie va consta într-un laptop. Un laptop mai mare decât cel pe care îl aveți voi și de care nu mă îndoiesc că vă veți bucura cu toții atunci când veți avea Sfânta Biserică și la fel sper să folosiți cu înțelepciune și spre ceea ce vă este de folos, în primul rând, sufletește. Activitățile catehetice însă nu înseamnă numai însușire de cunoștințe, ci în activitățile catehetice trebuie să ne apropiem sufletește unii de alții, să ne prietenim unii cu alții și înseamnă bucurie, înseamnă și joc, iată, și teatru. Activitățile sunt trebuie să fie diversificate, da? Jocuri sportive, mai ales acum că, iată, se apropie vara, da? Deja primăvara ne oferă mai multe căldură decât ne-am așteptat. Așa și timpul este cu iernic. Așa cum mi-ați dovedit că sunteți un grup dinamic, prolific, cred că veți fi și acum înainte și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut până acum și vă îndemn să vă străduiți și mai mult de acum înainte, da? Fiindcă îmi dau seama că aici, în parohia Crivăț, sunt copii înzestrați de Dumnezeu cu multe daruri, da? Părintele vă ajută să scoateți la lumină aceste daruri alături de părinții voștri iubești, iar voi trebuie să fiți responsabili față de darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu, da? Și să le folosiți spre binele vostru, al familiilor voastre, dar și spre binele Sfintei Biserici. Încă o dată felicitări, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască sănătate și înțelepciune. Să trăiți, să fiți sănătoși și Hristos, amin. Suntem la plan, care suntem la toată activitatea.
Felicitări celor care doamna preoteasă. Predă, nu? Așa. Cine mai este de la școală? Dumneavoastră? Doamnele? Da. Felicitări. Domnul învățător, da? Domnul învățător, da? Alexandru? Valentin. Valentin. Da. Exact asta ne-a spus și copiilor. Atunci când în biserică se lucrează împreună în comuniune, da? Dumnezeu lucrează prin oameni, așa cum a spus Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și dacă l-avem pe Hristos în mijlocul nostru, toate lucrurile bune pe care ne propunem să le înfăptuim, cu ajutorul lui Dumnezeu, întotdeauna le vom putea duce la bun sfârșit. Dumnezeu să vă răsplătească strădania și să vă binecuvânteze. Care este un om complet și nu vorbesc din cărți, din realitate. Deci, un părinte, profesor deosebit la școală, un om deosebit dintre noi, pregătit la toate, activ în toate punctele de vedere, ne mândim maximum. Mă bucur să ne aflăm în multe zile la adresa lui preot. Da? Da. Nu numai cred că toată comunitatea este alături de noi. Aceste cuvinte frumoase îți vor determina cu părintele. Da, activeze și mai dinamic, da. Aveți o biserică foarte frumoasă aici în parohie, o biserică deosebită și prin arhitectură și prin pictură și prin Sfintele Icoane, cafasul pentru cor, da? Am rămas impresionat. Faptul că se lucrează pentru restaurarea acestei biserici de asemenea este un semn bun, că activitatea în parohie este, așa cum am spus, dinamică, da? Și atunci când i-am rugat părintelui să reușească să aducă această minunată biserică la Funcție de cea din tâi, părintele mi-a spus că va fi nevoie de multă muncă aici. Și dacă i-aveți cu copii alături de dumneavoastră, cu siguranță veți reuși. Dacă sunt copii, vor fi și părinți. Au copiii metodele lor prin care știu să-i convingă pe părinți, să le îndeplinească dorințele. Și dacă le veți spune părinților acasă, vrem să avem o biserică luminoasă, așa, cu siguranță părinții vor răspunde chemării părintelui. Atunci când îi va solicita să-l ajute la lucrări. Așa. Mult succes, părinte! Spor la muncă și... Aș vrea să mai fac un continuare. Țin să mulțumesc personal părintelui secretar, în care a fost colegul meu până în decembrie, care cunoaște copiii și împreună am făcut, și părintelui coleg, părintele Alexandru, care lucrăm împreună și doamna preoteasă este de ajutor de noi. Și încercăm. Și doamna preoteasă dumneavoastră, că te ocupați de copii și Da. Păi am văzut că are o voce deosebită și cred că a reușit să formeze și la strană un... Da, mi-am dat seama, domnule, aici se cânte serios la așa strană. Cum am văzut, îi zic, trebuie să fie și cântă reții pe măsura lor. Da. Doamne, și-mi sănătate. Să vă rog, că una ca să-i ducă. Să vă rog. Da. 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 Da.